Pericol de explozie în Vaslui după ce o autocisternă și o mașină au fost implicate într-un accident rutier. Pompierii au acționat de urgență pentru eliberarea unei persoane care era încarcerată. Accidentul a avut loc în zona Mărul de Aur Creasna pe DN24. O autocisternă încărcată cu 23 de tone de motorină și 10 tone de benzină s-a răsturnat în afara carosabilului, intrând în coliziune cu un autoturism. Autoritățile au fost alertate imediat, iar pentru a evita producerea unei tragedii, au intervenit cu mai multe autospeciale. În accident au fost implicate 3 persoane, printre care un bărbat și o femeie cu vârsta de 19 și respectiv 20 de ani. Șoferul autoturismului a rămas încarcerat și a avut nevoie de ajutorul pompierilor și i s-au acordat îngrijiri medicale la fața locului. Cea de-a doua persoană aflată în mașină s-a autoevacuat. Victimele au fost transportate la unitatea de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui. Conducătorul autocisternei n-a avut nevoie de îngrijiri medicale. Pompierii asigură măsuri de prevenire a incendiului, combustibilul aflat în autocisterna răsturnată urmând să fie mutat într-o altă autocisternă. Polițiștii vasluieni cercetează în continuare cazul pentru a stabili cauzele și circumstanțele producerii accidentului.